Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile generate de planetele din Vărsător îți aduc schimbare în bine. Ele adaugă lejeritate relațiilor și contactelor tale cu cei dragi. Independența ta, pe care o prețuiești atât de mult, nu mai este condamnată. Dimpotrivă, va fi apreciată și prețuită. Începi noul an cu un impuls vesel de libertate. Jupiter în berbec la distanță de umbrați te răsplătește cu valuri de noroc. El îți încurajează inițiativa în așa fel încât viața ta să fie în acord cu dorințele tale. Dar, în același timp, pentru a întruchipa acest stil de viață, va trebui să înfrunți opoziția lui Marte. Te face alergică la obligații de orice fel, care pot afecta negativ stabilitatea modificărilor care ți se prezintă. Pentru a evita necazul acestei opoziții, stabilește-ți niște limite și totul va fi bine. Dragoste, energiile Vărsătorului și Berbecului îți favorizează viața amoroasă. Ele creează valuri de schimbare care te fac să vrei să iubești și să te mulțumești. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă că Marte vrea să te împingă să-ți asumi angajamente care ar putea să nu fie adevăratele tale dorințe în acest moment. Sfat, dezvoltarea ta are loc într-un climat favorabil și activ. Totuși, nu avea prea multă încredere în această lejeritate și ia-ți măsuri pentru a nu pierde legătura cu realitatea. Acest lucru te va scuti de probleme inutile. Pentru a avea o relație de succes, încearcă să nu respingi imediat argumentele partenerului. Chiar dacă el a luat o poziție diametral opusă într-o dispută, asta nu înseamnă că cineva greșește absolut. Este posibil ca amândoi să vă înșelați în ceva și, doar unindu-vă, veți putea găsi cea mai corectă soluție. Dacă fiecare insistă pe cont propriu, este posibil ca un conflict să se prelungească. Mai ales dacă începe în prima săptămână a lunii ianuarie, în perioada lunii pline. În dragoste, vei deveni mai atentă, mai echilibrată și mai prudentă. Mai simplu spus, poți evidenția ceea ce este cu adevărat o prioritate pentru tine și vei putea închide ochii la orice altceva. Și, ca rezultat, vei fi mulțumită de alegerea ta, într-adevăr de ceea ce ai nevoie. Învață-ți copilul să fie prietenos și să se gândească la consecințele acțiunilor lui în relație cu oamenii. Comportamentul lui va fi oarecum egoist, dar toate acestea pot fi corectate. Sănătatea. Răcelile și infecțiile sezoniere sunt foarte probabile în prima și a doua decadă când biopotențialul săgetătorului este slăbit. Rinichii vor fi cei mai vulnerabili la începutul anului. Un decoctă de coada calului va ajuta la aducerea în ordine a rinichilor. Peste 3 linguri de iarbă uscată tocată se toarnă jumătate de litru de apă clocotită care a fost fiartă la foc mic timp de o jumătate de oră. Se infuzează 2 ore, se strecoară și se bea o jumătate de cană de 3 ori pe zi timp de 6 zile. Dacă ți rămâne din acest decoct, nu-l arunca, nu este doar un dezinfectant, ci și un diuretic. Poți continua cu el zilele următoare. Banii. Principala dificultate a serviciului tău va fi inconsecvența sarcinii cu modul în care va fi depusă. Atitudinea personală a clientului sau a șefului nu va face decât să te încurce. Prin urmare, bazează-te pe propria experiență și pe ceea ce crezi că se poate face în acest caz. Când totul este terminat sau în timpul primului rezultat notabil, poți convinge cu ușurință clientul sau șeful că ai făcut totul exact așa cum și-a dorit el. Proiectele colective vor avea mai mult succes decât cele independente. Dacă toată responsabilitatea este doar asupra ta, încearcă măcar să faci schimb de păreri cu colegii, comentariile lor îți vor fi de folos. Pentru a răspunde la întrebările lor, va trebui să te uiți diferită la ceea ce faci. Adică prospețimea abordării este garantată. Singurul lucru negativ în ianuarie este colaborarea cu prietenii sau cei dragi. Sentimentele personale le vor domina pe cele profesionale, ceea ce va afecta cu siguranță rezultatul. Măcar în ianuarie merită să fii obiectivă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea!
Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!